găsit, doamnelor și domnilor, sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Budapesta găzduiește astăzi un forum internațional pe tema securității energetice. O delegație ucrainană s-a deplasat în capitala Ungariei pentru a convinge țările europene să vândă Kievului o parte din gazul rusesc pe care îl importă, a anunțat Naftogaz. Gazprom a atenționat însă că livrările de acest tip sunt ilegale. Companiile europene sunt pregătite să furnizeze gaze Ucrainei la un tarif de 320 de dolari pentru 1000 de metri cubi, a declarat președintele Naftogaz, Andrei Kobolev. Naftogaz este deja client al companiilor RWE, Germania și Gaz de France, dar mai sunt propuneri și de la alte companii importante, a mai adăugat oficialul ucrainean. Însă compania Gazprom a anunțat deja că livrările de acest tip sunt ilegale. Companiile europene nu au dreptul să revândă gazul rusesc, a avertizat Gazpromul. În același timp, Alexei Miller a declarat că la Gazprom a fost creată o celulă de criză care monitorizează zilnic starea de lucruri și tranzitul de gaze rusești prin Ucraina. Miller a mai adăugat că dacă se va depista că gazul destinat Europei rămâne pe teritoriul Ucrainei, aceasta va fi calificat drept rulaj nesancționat. Despre criza gazelor din Ucraina, impactul asupra țării noastre, dar și cât de pregătită este Republica Moldova energetic pentru a face față unor asemenea scenarii, discutăm în cadrul ediției de astăzi, împreună cu invitații din platou. Care sunt? Valentin Tonu, șeful Direcției Livrare a Gazelor, Moldova Gaz, bun găsit. Victor Parlikov, expert în domeniul energetic, bun găsit. Vladimir Berzan, directorul Institutului de Energetică al ASM. Și alături de mine este Nicolae Mogoranu, președintele Asociației Consumatorilor de Energie din Republica Moldova. Bun găsit! Conflictul ruso-ucrainan, cel puțin pentru moment, pare să nu-ți găsească un final fericit. Cum sau ce impact ar avea asta asupra Republicii Moldova? Domnul Tonu, vă rog. Deci, la momentul actual, noi considerăm că impactul asupra Moldovei este minim sau se poate de spus că nu este niciun impact. Deoarece, ca să se realizeze un scenariu negativ pentru Republica Moldova, este necesar ca Ucraina să preia gaze fără plată din conductele de tranzit și atunci s-ar putea să se introducă niște limite în tranzitul gazelor naturale în direcție de sud-est. La momentul actual, Ucraina acoperă toate necesitățile proprii de gaze naturale din captarea proprie și mai mult ca atât, Ucraina dispune și de o cantitate suficientă de gaze naturale stocate în stațiile subterane de magazinare. Din surse demne de încredere, aceste volume constituie la ziua de astăzi, circa 13,6 miliarde metri cubi. Captarea proprie din zăcămintele Ucrainei poate să acopere necesitățile proprii a Ucrainei până în octombrie, până la începutul sezonului de rece, de încălzire. Deci, la moment, nu este niciun pericol pentru Republica Moldova, pentru consumatorii Republicii Moldova. Domnul Parlikov, vreau să știu dacă împărțiți aceeași idee. Da, eu sunt de acord perfect. Adică, între timp, până în lunile de iarnă, când va crește consumul, nu doar în Ucraina, dar și la noi, și necesitățile de consum și în, mai departe, România, Bulgaria, Turcia, pericolul nu există. Deocamdată și România, inclusiv, își acoperă necesitățile proprii de consum cu extragerea proprie. Adică, deocamdată, într-adevăr, consumatorul nostru nu va rămâne afectat. Dar este deja, deci discuția asta durează deja de mai multă vreme. Deci urmărim discuțiile între Gazprom și Naftogaz deja de câteva săptămâni bune de zile. Și cel puțin ar trebui să ne pună, deci să ne alarmeze faptul că, uite, s-ar putea ajunge în octombrie, că într-o situație când, da, vom avea o scădere a volumelor. Și atunci avem experiența anilor 2006-2009, da, în cazul în care se va închide robinetul, pentru că trebuie să fie prevăzute și planuri pentru astfel de situații. Exact la asta mă refeream, că în perioada asta e bine că se întâmplă acum vara. E bine că vara e confortabil, nimeni nu îngheață, volumele sunt de consum sunt mici și e bine ca să utilizăm acest timp ca să ne pregătim pentru eventual, dacă
ar putea și nu apară. Dar dacă, Doamne ferește, apare o situație de criză în perioada rece a anului, noi să fim gata. Și cu trecerea ceturilor la alt tipuri de combustibile în cazul în care nu va fi posibil de alimentat cu gaze, cine acoperă diferența de costuri, cine compensează, pentru că sunt pârghii atât juridice cât și tehnice care trebuie planificate din timp, că atunci când se materializează un scenariu negativ, doar să... Eu vreau să amintesc tuturor că noi avem alegeri pe 30 noiembrie. Și două luni înainte de alegeri vor fi toți în campanie, toate instituțiile statului vor funcționa în regim de campanie electorală. După alegeri din 30 noiembrie, noi vom avea până la începutul anului viitor, nu cred, sau ce să ne există riscul, să nu fie formate pe deplin toate organele de conducere. La noi expiră contractul cu Gazprom. Deci cine poartă discuțiile? Va avea Gazprom un partener de discuții sau nu va avea de partea Republicii Moldova? Deci toate momentele astea trebuie gândite și planificate de pe acum, pentru că dacă noi le lăsăm pe perioada septembrie, octombrie, noiembrie, ar putea ca să nu aibă cine, să nu fie asta să nu aibă cine purta discuții. Până revenim, pentru că vom reveni și la contractul pe care îl are Moldova Gaz semnat cu Gazprom, care nu a fost renegociat, a fost doar prelungit. Domnul Verzean, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, există în general rezerve în Republica Moldova? Practic, la noi lipsesc astfel de rezerve, de ceea ce se extrage pe teritoriu este de un volum mic care acoperă necesitățile la câteva localități. Dar eu cred că eu sunt mai puțin mai optimist de, nu, Valei Schimb să ocup chestia asta, mai optimist, reșind că totuși noi suntem un consumator mic și suntem mai aproape de hotarul Ucrainei, fie că e de vest, ceilalți consumatori mai mari sunt mai departe. Deci criza, ori o situație catastrofală va fi numai dacă va fi sistat tranzitul de gaze. Dar văd în aceste aspecte, deci în primul rând un aspect economic, cât partenerii afacerilor își îndeplinesc clauzele contractuale. Deci, dacă s-ar îndeplini toate clauzele contractuale, deci noi nu vom avea niciun fel de mari probleme cu asigurarea cu gaze naturale, fiindcă 1 miliard și aproape 200 de milioane de metri cubi, având chiar tranzitul astăzi de circa undeva la 17-19 miliarde de metri cubi spre vest, ne face o situație care este mai ușoară de gestionat în comparație cu alți actori de pe piața gazelor naturale. Domnul Ton, ați menționat că rezervele Ucrainei sunt suficiente până în luna octombrie, aproximativ. Credeți că va reuși Ucraina să negocieze cu partea rusă și să ajungă la un final fericit? Eu sunt sigur că finalul va fi pozitiv, că părțile vor obține ceea ce solicită să obțină. Deoarece, analizând situația, putem să facem o concluzie. Ucraina este cointeresată ca să intre în iarnă fără gaze? Nu. Ucraina este cointeresată ca să afecteze tranzitul de gaz în Europa? Sigur că nu. De altă parte, Rusia este cointeresată să vândă gaze? Sigur că da. Și mult mai mult ca atâtare, contracte de lungă durată, cu partenerii din toate țările, din multe companii din Occident. De aia, dacă, să zicem, că se închide robinetul, eu exclud lucrul acesta că robinetul poate fi închis. Pe timp este suficient de mult ca părțile să negocieze soluția. Eu cred că ei vor găsi soluția și pe marginea prețului. Concernul Gazprom probabil va fi mai tolerant în raport cu compania națională Naftogaz Ucraina și o situație de mijloc va fi găsită. Noi considerăm că pentru Ucraina cred că un preț de circa 350-360 de dolari la 1000 de cuburi va fi un preț excelent. Și cred că așa și va fi. De fapt, dacă să analizăm astăzi situația din Occident, iarna Ucraina mai în Occident nu poate să importe
gaze la prețul mai mic de 390. De aceea și prețul care îl propune astăzi Gazprom, 385, el nu este un preț rău. Este un preț normal, dar Ucraina consideră că pentru perioada de vară, atunci când au acoperire la necesitățile de gaze naturale, ei pot să nu plătească prețul acela care a fost fixat din 1 aprilie, 480. Domnul Mugurana, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum credeți, ce întorsătură va lua această situație? Eu sunt aceeași părere a colegului domnului Tonu că în sectorul gazelor naturale și nu numai în general, în domeniul energetic, activează personal destul de responsabil care este conștient de importanța resurselor energetice, cum ar fi electricitatea, gaze naturale și electricitatea în esență, tot gaze naturale procesate. Deoarece depinde nu numai dezvoltarea economică, mișcare înainte a țării, însă depinde și bunăstarea, sănătatea și siguranța populației. Și nu sunt sigur că limitările nu vor avea loc, pe de o parte. Pe de altă parte, evident că structurile responsabile, Ministerul Economiei, trebuie să aibă de rezervă și niște scenarii în cazul în care totuși pot fi niște pauze, o săptămână, două, trei. Eu sunt sigur că până luna octombrie problemele ce țin de relații Gazprom, Uniunea Europeană, Gazprom, Ucraina, Ucraina, Uniunea Europeană, problemele acestea se vor rezolva și eu aș atrage atenție și la alt aspect a problemei. Ele nu sunt doar în triunghiul acesta, că iată prețul gazelor, conținutul contractului, că acolo este și este atins și principiul acesta care este la baza contractelor, toate contractelor cu Rusia, că cât ai luat, atât te plătești. Ucraina este impus să plătească o cantitate enormă de gaze naturale care nu le-a consumat, în principiu. Asta este o problemă și altă problemă este Gazpromul și Rusia, în principiu, s-au supărat de poziția Comunității Europene privind conducta de ocolire de sud. Înțelegi? Că construcția acestei conducte de gaze, în principiu, au fost stopate. Anume, în scopul de a favoriza transportul de gaze naturale prin conductele care trec prin Ucraina. Dar și contractul semnat între Ucraina și Rusia prevede acest lucru. Care lucru? Ați spus că nu s-a consumat, s-a plătit sau se cere plată pentru un consum care nu s-a făcut. De fapt, s-a menționat o sumă pe care da, a consumat-o Ucraina. Este, vreau să vă spun că în urma de înțelegerilor acestea, Moldova tot are puțin de câștigat. Dacă Ucraina va reuși să obțină pe perioada de vară tariful ăsta de 268, poate și noi vom reuși pe lângă Ucraina să avem tariful acesta pe perioada de vară. Dacă principiul acesta a contractului, vă zic, cât ai contractat, atât plătești, ai consumat, n-ai consumat, dar 80% trebuie să le achiți, vă zic, principiul acesta va fi omis din ca clauză contractuală, tot e un câștig pentru consumatorii. Este posibil ca consumatorii noștri să, ca și consumatorii noștri să obțină un preț mai mic la gaze? Pentru că domnul Mugureanu a menționat despre acest fapt și am citit o neîncredere pe fețele dumneavoastră. Deci, acum în luna iunie se vor lansa negocierile cu societatea pe acțiuni Gazprom, referitor la viitorul contract pentru anul 2015 sau pentru o perioadă de 3 ani. Asta va arăta realitatea. Sigur că Moldova Gaz împreună cu guvernul de-a lungul la mai mulți ani negociază cu Gazpromul pentru a reduce, pentru a obține un preț mai favorabil pentru consumatorii Republicii Moldova. Dar vreau să vă spun că mulți factori negativi care influențează mersul negocierilor. Care sunt acești
factor negativ despre care vorbiți sau îi aveți în vedere? Dacă îmi permiteți eu să mai expun în continuare. Deci, particularitățile relațiilor cu Rusia face ca de acum 2 sau 3 ani la rând să fie prelungit contractul de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova, care a fost lansat în anul 2006. Vreau să vă spun din istorie că noi am obținut atunci în 2006, la finele anului 2006, o formulă de formare a prețului în comparație cu alte formuli care le au alte state, o formulă favorabilă. Deci, nu pot să spun că prețul la gazele naturale pentru consumatorii Republicii Moldova este foarte bun, dar în raport cu alte țări este bun. Ca să negociem altă formulă de fapt mai favorabilă, nu există la momentul actual. Aici se lucrează foarte mult în Occident pentru a realiza alte principii de formare a prețului la gazele naturale, dar la momentul actual nu există altă formulă mai bună decât cea care este folosită în contractul între Moldova Gaz și societatea pe acțiuni Gazprom. Ce s-ar putea de obținut? S-ar putea de obținut niște coeficienți de reducere a prețului obținut prin calcul cu aplicarea formulei respective. Și deci cât ar însemna asta, prețul final pentru 1000 de metri cubi? Deci nu este secret că Moldova Gaz astăzi importă gaze naturale la preț 380 de dolari la 1000 de metri cubi. Inițial, în contractul din 2007-2011, erau niște coeficienți de reducere a prețului. 0,7, apoi 0,8, apoi 0,85, 0,9, până am ajuns în anul 2011 la prețul contractual, fără aplicarea coeficientului respectiv. Deci, eforturile trebuie depuse pentru a obține niște coeficienți de reducere a prețului. Da, dar totuși nu ați menționat, ați vorbit de careva factori negativi, cum i-ați numit și dumneavoastră, care nu ne permit să obținem un preț mai bun pentru consumatorii din Republica Moldova. Sunt acei factori și dacă pot fi influențați? Cred că nu e cazul astăzi să-i numesc. Sunt niște factori, de fapt, eu aș zice așa, confidențiali, cu niște factori de negocieri care nu pot fi divulgați la moment. Domnul Parlicov, credeți că putem obține un preț la gaze mai mic? Eu cred că trebuie să separăm discuția în câteva subiecte. În primul rând, este absolut cert că acum noi avem contract. În contractul ăsta există o formulă, conform formulei astea se calculează prețul. Eu nu cred că cineva își pune acum problema, acum în vară, conjunctural, deoarece este o ceartă sau este o neînțelegere, este un conflict între ucraineni și Naftogaz și Gazprom, să încercăm noi acum, brusc, să renegociem vreun preț. Asta nu se face, nimeni nu va accepta asemenea negocieri. Gazprom nu va accepta negocieri de reducere a prețului, de atât că ei au conflict cu Ucraina. Asta nu este argument pentru renegocierea condițiilor contractuale cu Moldova. De asta am spus, expiră acest contract, prelungirea contractului care a fost semnat încă în 2006 sau 2006 în decembrie. Deci expiră acum în decembrie anul ăsta iarăși și trebuie să ne gândim la următoarea perioadă. Prețul care îl obținem noi astăzi, ceea ce a spus domnul Tonu, erau până în 2011 aplicabili coeficienți de reducere, dar factorul principal sunt doi factori despre care s-a vorbit deja de foarte multe vreme, care nu reprezintă un secret în sine. Deci un factor care e prețul mediu cu care livrează Gazpromul gaz în Europa de vest, înmulțit la cotațiile plaț, la fluctuația la produsul petrolier pe piețele internaționale. Dacă să ne uităm la tendință ce se întâmplă acum pe piață, pe piețele internaționale, acum, dacă în prima perioadă această formulă a lucrat poate puțin împotriva noastră, pentru că prețurile pe piața europeană la gaze creșteau,
și Gazpromul exporta cu prețuri mai mari și mai mari și mai mari în Europa de vest. Acum situația s-a inversat. Gazpromul, pentru a-și păstra cota pe piața europeană, dă reduceri, face reduceri de preț. Și acum, practic, aceste reduceri de preț, fără fără un efort din partea noastră, de fapt, vin ca bază în formula prețului pentru Republica Moldova și treptat acest preț, dacă urmăriți ultimii ani, de la 400 de dolari, el treptat scade. Datorită acestei formule. Respectiv, ceea ce a spus domnul Tonu, această formulă pentru noi, în conjunctura actuală și în conjunctura în care Gazpromul va continua să lupte pentru piața europeană, este o formulă convenabilă, de ce nu? Vom reveni la subiect după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Vreau să vă reamintesc că puteți intra pe pagina noastră de Facebook și lăsa întrebări invitaților noștri de astăzi. Domnul Parlicov, ați menționat despre o tendință sau o scădere a prețului de import al gazului. De ce prețul pentru consumatori? Final nu scade, dar dimpotrivă este în creștere. Nu, în creștere el nu este, nu trebuie să inducem lumea în eroare. Tariful nu s-a schimbat din anul 2012, dacă nu greșesc eu. Septembrie, dacă nu greșesc, din 2012 a fost stabilit tariful care este în vigoare și în ziua de astăzi. E adevărat că prețul de import a gazelor naturale de atunci a scăzut treptat. Este adevărat la fel că în calculul tarifar pentru tariful consumatorului final este luat ca bază cursul care era atunci, cursul valutar de 11,83, dacă nu greșesc eu, sau 86 de lei pe un dolar. Ori astăzi, noi, dacă vedem la casele de schimb valutar, noi deja avem 14 lei pe un dolar. Și toată, deci, reducerea asta de preț care a fost, care s-a întâmplat treptat, a scăzut prețul în această perioadă, e cum chiar permanent scăde, că el scade, după asta puțin crește, după asta iar scade, dar tendința este de scădere. Această marjă, această rezervă a fost în mare parte consumată și nu cât în mare parte, dar cred că există riscul ca să intre pe deviri financiare negative deja, având în vedere că cursul moneda națională s-a depreciat. Domnul Mogranu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră referitor la prețul pentru gaze, pentru consumatori. Dacă ne conducem de prevederile metodologiei de formare a prețurilor și de ajustare a tarifelor la gaze naturale, într-adevăr, nu există motive de a revedea tariful mediu, să spunem așa, la gaze naturale. Pe de o parte. Pe de altă parte, în toată lumea se utilizează politica tarifară, politica de tarife diferențate pe nivelul de presiune a gazelor în conductele de gaze. Diferențierea aceasta a fost pornită de conducerea care a fost stabilită în 2009 a Agenției Naționale. Este un pas progresiv. Până atunci se utiliza în Republică monotarif. Mai târziu lucrul acesta s-a întâmplat și cu electricitate. Însă diferențierea aceasta s-a oprit la etapa aceea când a fost inițiat. Pe când tariful la presiune joasă trebuie să fie puțin mai mare, tariful la presiune înaltă trebuie să fie puțin mai mic. Și treptat, în fiecare an, acolo, diferența aceasta de tarife trebuie să crească și să ajungem la tarifele, la politica tarifară, aceea cu care trăiește toată comunitatea europeană de mulți ani și anume datorită politicii tarifare și țările și prosperă. Că în Belgia, 1000 de metri cubi costă, să nu greșesc eu, vreo 7-800 de euro, 1000 de metri cubi. Și Belgia este o țară prosperă. Așa că tarifele trebuie ajustate. Că oricum, consumatorul plătește. Dacă un agent economic plătește
un tarif mai mare la gaze naturale sau la electricitate, costurile acestea oricum sunt înglobate în produsul acela care eu îl achit ca consumator, pe de o parte. Pe de altă parte, agentul economic este pus în situație că produsul lui nu este competitiv. Scad vânzările, veniturile, extinderea, investiții noi, business-ul nu este atractiv chiar și pentru investitorii străini. Așa că există probleme și aș solicita conducerea actuale Agenției pentru Reglementare Energetică totuși să revină la această problemă. Evident că imediat aici apare problema că consumatorii casnici vor suferi parțial. Evident că este, ca și în orice țară, în aceea Belgia, este o pătură socială care nu este în stare să achite tarifele. Sunt diferite forme de susținere, de subvenționare a acestei pătări. Experiența este destul de încercată de mulți ani și poate fi cu succes preluată. Domnul Parlicov, de ce nu ar putea fi preluată și la noi ajustarea tarifelor? Nu, în primul rând, domnul Mugurean a spus foarte corect. Rebalansările între diferite tipuri de presiune, de tarifele pe diferite tipuri de presiune, agenția le făcea la fiecare ajustare de tarife. Deoarece acum, perioada deja de vreo 2 ani de zile, tarifele nu au fost ajustate, pentru că devieri nu s-au acumulat devieri ca să fie obligatorii, să nu fie necesară ajustarea acestor tarife. De asta nu se vede progresul. Dar vreau să vă spun că în perioada din 2010 până în 2012 au avut loc 4 runde de modificare a tarifelor. Dacă țineți minte, atunci era cea mai dureroasă perioadă când tarifele au crescut esențial, dacă nu greșesc eu, cu circa 60% în total. Păi în această perioadă, da, noi exact atunci am introdus rebalansarea pe nivel. Acum vine și o altă, spunem așa, nu că tendință, dar o obligațiune pe care ne-am asumat-o în fața comunității energetice, semnând tratatul comunității energetice, separarea activității de furnizare de activitatea de distribuție și uite exact în activitatea de distribuție, acolo unde costurile sunt diferite pe diferite tipuri de rețele, acolo și va fi această diferențiere de tarife pe tipuri de presiuni. Dar tariful de furnizare va fi pentru toată lumea exact același, pentru că toți consumă exact același gaz, de exact aceleași sursă, la exact aceleași condiții. Vreau să revenim totuși la întrebarea inițială, cât de pregătită este Republica Moldova energetic. Domnul Berzean. Dacă excludem sistarea tranzitului de gaze naturale, deci am trebuit să de acord cu colegii. Dar nu putem să excludem și acest fapt. Avem o altă variantă, deci fie că întrebările din partea de est a Ucrainei au fost sistate. Deci acum sunt niște pași făcuți și de comunitatea europeană. Ucraina a încercat a face reversul fluxului de gaze prin Slovacia și Ungaria. Dar care a citit, deci Ungaria este capabilă ca să economizeze 6 miliarde de metri cubi pe an în Ucraina. Deci salvează situația această reversul. Cred că nu, fiindcă ultimele date de consum a Ucrainei sunt în 2013 50-40 miliarde de metri cubi, dintre care 28 miliarde de metri cubi sunt de gaze de import. Domnul Tonov, vreau să vă întreb, mă iertați că mă întrerup, pe dumneavoastră, există rezerve? Moldova Gaz are rezerve în această situație? Ce sens are rezerve? În gazul nu care poate fi stocat fără să ai stații de magazinare. Teritoriul Republicii Moldova nu sunt stații de înmagazinare. Rezervele constau în a ține contractul de furnizare a gazelor, de import a gazelor. Noi avem contract până la 31 decembrie și considerăm că contractul acesta pentru anul 2015 el va fi prelungit. Deci alte rezerve Republica Moldova nu de alte rezerve Republica Moldova nu dispune. Dar aici apare o întrebare referitor la contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom. Nu se cunoaște prea mult, pentru că este un contract confidențial. Exact. Dar dacă vorbim din prisma siguranței consumatorilor, în cazul în care se sistează și nu ajunge gazul natural la consumator, cine suportă pierderile? Pentru că vor fi pierderi în acest caz. Este o întrebare sigur, pe pentru care așa o situație, pentru o situație probabilă.
Noi considerăm că așa ceva nu trebuie să se întâmple. Dar pentru eventuale situații de criză, de comun acord cu Ministerul Economiei, se elaborează un plan special. La moment când planul va fi elaborat, cred că guvernul o să vorbească despre asta. Dar contractul actual pe care îl avem semnat cu Gazprom prevede careva soluții în acest caz? Există prevederi contractuale care să asigură consumatorii? Există obligațiuni. Dintr-o parte și din alta. Moldova Gaz se obligă să recepționeze volumele de gaze stabilite în contract, să le plătească și în caz dacă preia mai mult decât e stabilit în contract, plătește o suprataxă. În cazul dacă preia mai puțin decât este prescris în contract, cu 10%, iarăși trebuie să plătească. Aceleași obligațiuni sunt stipulate în contract și pentru furnizorul principal, pentru Gazprom. În caz dacă nu își va îndeplini obligațiunile contractuale, deci sunt sancțiuni. Domnul Mugureanu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Contractele care sunt semnate în prezent între furnizorul de gaze, Moldova Gaz, și consumatorii, le oferă o siguranță? Până la o limită oarecare. În cazul circunstanțelor forță majore, vă zic că furnizorul de gaze și de electricitate nu poartă nicio răspundere. Și starea livrărilor de la Gazprom anume se înscrie în anumele aceste circunstanțe. Eu vreau să vă atrag atenție la alt moment, ce ține de situația la generală sectorului energetic. În vremurile mai vechi, în luna iulie se termina umplerea tuturor rezervoarelor cu păcuri. Adică cum se termina sezonul de încălzire, cum se începeau cereșele, așa și se vorbea în sectorul energetic, vă zic, conform graficului, rezervoarele toate care erau până la sfârșitul lunii iulie împlute cu păcură. Eu nu sunt sigur că rezervoarele noastre care sunt astăzi, ele au rămas aceleași, măcar pe jumătate sunt împlute cu păcură, care volumul rezervoarelor permite undeva vreo 3 sau 4 săptămâni tot sectorul energetic al Republicii, absolut tot sectorul energetic. Ceturile, cazanjeriile, ceturile se marg, vă zic, să funcționeze anume în baza acestei păcuri. O lună de zile este o perioadă suficientă pentru a dezlega, pentru a rezolva multe probleme. Și anume, este și a fost și rămâne o componentă foarte importantă a securității energetice a oricărei țări. Noi avem la Giurgiulești rezervoare enorme, care pot fi și ele utilizate pentru stocarea pecurii. Avem aici și o întrebare din partea unui telespectator. Autoritățile au declarat anterior că și construcția gazoductului Iași-Ungheni va fi un colac de ajutor în cazul sistării livrărilor de gaze rusești. În România, construcția în mare parte s-a finisat. În Republica Moldova, lucrările încă continuă. Ne putem baza pe această alternativă? Eu de mai multe ori am spus, este o alternativă pentru câteva sate, da. Pentru câteva sate, da. Cum se finalizează construcția gazoductului nemijlocit Iași-Ungheni? Câteva sate din preajma Ungheniului, poate raionul Nispureni, domnul Tonuș poate cunoască mai bine, poate dacă să ajungă ceva la Fălești, poate, prin raionul Fălești. Dar în limita, în raza câteva sate, se poate furniza gaz prin această conductă. În rest, nu există capacitate de interconexiune între Ungheni și Chișinău ca să livrez volumul necesar atunci când este consumul mare în Chișinău, când lucrează ceturile. La fel, pe partea românească, nu există capacitate în conducte ca să aduci cu 1 miliard de metri cubi mai mult la Iași ca să-l dai mai departe în Moldova. Plus la asta, fără o stație de compresare pe această conductă, nu poți asigura echilibrul de presiune între două sisteme. Și atunci tot proiectul Iași-Ungheni are o valoare simbolică, poate, dar ca
securitate energetică. Acum el nu asigură și în timp apropiat nu va asigura nimic, pentru că pentru a construi stația de pompare și a reabilita și a reconstrui partea între Iași și partea internă a României și ce se întâmplă pe partea Republicii Moldova, vor fi necesare investiții de ceea ce e estimativ de 150 de milioane de euro. Și plus la asta, în perioada de iarnă, în partea aceea la Iași, trebuie să dispunem, trebuie să dispunem și de resurse. Nu, care nu spun că ei trebuie să aducă gazul, să aibă capacitatea suficientă pe partea română, să aducă 1 miliard de metri cub mai mult la Iași. De undeva. Mai multe despre gazoductul Iași-Ungheni discutăm după o scurtă pauză. Unde ei extragă, e tot o altă zonă. Da, așa este în principiu întâmplă. Deci dacă e insularea... Domnul Berzan, probă de sunet, vă rog mult. Da, bun. Încă o dată, bună ziua. Doamnelor și domnilor, am revenit, sunteți pe NBC și urmăriți talk-show-ul Interes Direct. Discutam despre gazoductul Iași-Ungheni. Ați menționat că tehnic nu poate acoperi foarte mult, dar care este rostul atunci acestui gazoduct? Dacă ziceți că ar putea alimenta doar câțiva consumatori din satele vecine. Domnul Barlecov. Pe mine mă întrebați. Bine, eu spun în felul următor. Noi, agenția, atunci când lucram la agenție, nu a fost implicată în acest proiect.
și deciziile s-au luat, și eu cred că e cel mai corect să întrebați persoanele care au luat deciziile, care a fost motivația, care a fost raționamentul pe care s-au bazat atunci când au luat respectiva decizie. Eu întotdeauna am spus că, mă rog, atunci când eram în funcție oficială în REN, nu puteam să expun pentru că nu era în competențele, nu ținea de sfera de competență a agenției de reglementare. Dar acum când pot să mă expun mai liber, toată vremea am reiterat. Gazoductul Iași-Ungheni are mai mult o valoare simbolică. Deci el, cum a spus și domnul Tonu, e un pas înainte, e o nouă interconexiune care eventual, potențial, poate, cândva, ar putea să fie o soluție sau un suport. Dar în perioada următoare, minimum 5-6 ani, noi trebuie să reușim din infrastructura pe care o avem și din posibilitățile pe care le oferă această infrastructură. Inclusiv vorbim de reversul care poate veni din partea din nord a Republicii Moldova, din Ucraina, din vest, din din stocurile sau cum se numește, deci depozitele, stațiile de magazinare din la Bogoroceni, să pompăm reversul. Ca ceea ce ne-a salvat pe noi în 2009. Și în 2009 asta a salvat sistemul din Republica Moldova, reversul din Bogoroceni înspre Drochia și mai departe spre Chișinău. Revenim asta. Domnul Berzean, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă Institutul de Energetică a participat la acest proiect, dacă participați. Iată, cu colegii de la Moldova Gaz am avut în 2011-2012 un proiect de cercetare care avea ca scop determinarea posibilităților de formare unui depozit de gaze subterane în Republica Moldova. La prima vedere, iată că ne uităm acum situația în sectorul gaze, deci nu e atât de semnificativ pentru a asigura cu gaze singur gazoductele, cât atât sistema de stocare a gazelor naturale. În primul rând, chiar spun așa, sunt niște idei, că chiar dacă sunt construite și funcționează și fluxul de nord, fluxul de sud, dar fără a avea un astfel de capacități pentru a acopere consumurilor de vârf, este greu de asigurat și securitatea energetică și siguranța alimentară cu gaze. Aici avem aceeași problemă ca și în sectorul energiei electrice, fiindcă dacă noi avem contractate o putere oricare, ori o capacitate de gaze, noi, în conform contractelor, trebuie să preluăm aceste cantități. În caz dacă depășim, ori nu, păi asta este tot normal, ca să noi suntem sancționați, fiindcă același furnizor, deci el își are un plan de acțiune conform căruia stărui se asigură aceste necesități. Din punctul ăsta de vedere, nu poate fi vorba, că în orice caz părerea mea, că ucrainenii spun că i-au plătit ceva degeaba pentru gazul care nu l-au luat. Dacă i-a fost scris în contract că există astfel de volume de gaz pe care ele prelieie, păi atunci, dacă nu le iau, intră în funcție mecanismul de sancție. Asta este normal, fiindcă, în alt caz, atunci nu poate fi nicio ordine în orice sector, fie economie, fie electroenergetic, fie în sectorul de gaze naturale. Deci, asta trebuie. Dar revenind la ceea ce v-am întrebat anterior, gazoductul Iași-Ungheni poate reprezenta o alternativă? La moment, deci, el este de perspectivă în principiu, da? Dacă Uniunea Europeană, acum sunt un șir de proiecte care încearcă să-și construiască o rețea de gazoducte care o interconexiune pe axa nord-sud. Și atunci, dacă ajunge și conductele este prin Polonia, Ungaria, România, păi atunci se interconectează și cu conductele, sistema de gazoducte din Ucraina, posibil, sunt posibilități ca acest țavă să fie împlută cu gaz. Dar dacă ne uităm și în Africa de Nord... V-am întrebat și anterior, Institutul de Energetică a participat la elaborarea acestui proiect? Da, împreună cu... Adică a fost un studiu de prefezabilitate. Și noi... Iași-Ungheni? Nu. Mă refer la gazoductul Iași-Ungheni. Nu, cu asta nu. N-am avut, după inițiativa noastră, cu interesat și Moldova Gaz, noi avem capacități în principiu de a face o amplasare unui astfel de stoc de gaze la sudul Republicii, care ne-ar putea chiar acoperi pe parcursul unui an acest necesarul de gaze de consum care noi avem astăzi.
Domnul aici ar trebui să adaug la ceea ce a spus domnul Berzan. Este un lucru foarte important pentru Republica Moldova, dar este un lucru foarte costisitor. Deci, pentru acoperirea necesităților de vârf, Republica Moldova ar avea nevoie de circa 180-230 de milioane. Asta e un consum de vârf de iarnă, de perioada de rece, să zicem un consum pentru luna ianuarie. Sigur că construcția astfel de stații de magazinare subterană ar fi foarte binevenită pentru Republica Moldova, dar ceea ce s-a reușit în cadrul proiectului care am menționat domnul Berzan, s-a stabilit că în sudul Moldovei există câteva cavități, câteva capcane care depășesc necesitatea Republicii Moldova cam de trei ori. Și în cazul acesta noi nu putem valorifica... Adică ar putea fi create exact, rezerve? Exact. În două orizonturi ar putea fi create orizonturi, dar aceste capcane au cavități, au volum foarte mare și pentru valorificarea lor sunt necesare sume enorme de bani. De aceea, sarcina care a fost pusă pentru studiul respectiv, ca examinările acestea geologice să fie efectuate în nemijlocită apropiere de culoarul de tranzit de conducte. Și s-a reușit lucrul ăsta. După ce am obținut rezultatele, da, este de menționat că la investigație a participat și Institutul de Cercetări Științifice Vnii Gaz, da, o companie afiliată a Gazpromului. După ce am obținut rezultatele, raportul a fost expediat la Gazprom cu rugăminte de a fi examinat și în cazul în care Gazpromul ar găsi un interes față de cavitățile acestea, ce interes ar putea să participe. Atunci vă întreb Gazprom să construiască aceste rezerve. Oare nu ar trebui să fie interesele statului în construcția acestor deci rezerve? Deci Gazpromul cumpără multe stații de magazinare pe teritoriul Europei, deoarece în perioadele de vârf, având obligațiuni contractuale, nu poate acoperi cerințele. Și în cazul acesta ar fi tot o variantă pentru a crea o stație de prelevare a gazelor în perioada de vârf, deoarece începând cu hotarul cu intrările de pe teritoriul Federației Rusie și până pe teritoriul Bulgariei, nu există nicio stație de înmagazinare subterană, de aia funcționarea conductelor magistrale în perioada de iarnă, în unele cazuri, este destul de dificil. Dar care ar trebui să fie interesul statului în construcția acestor rezerve? Și dacă s-au făcut calcule privind costurile? Nu, cam estimativ, cu o vinie gază, o astfel de depozit subteran ar consta undeva la 550 de milioane de dolari, cu volum activ de circa 1.200.000.000 de milioane metri cubi calculat. Dar asta sunt niște estimări preventive. Deci, ținând cont și de toți alt factori care nu se pot lua în considerație, cred că costurile pot fi mai mari. După cât eu știu, cam costul unui metru cub, ori 1.000 de metri cub de magazinare, se află undeva de a investiție capitale, circa la 1.000 de dolari, nu mai puțin. Așa că costurile sunt destul de mari. Deci... Ați menționat și despre distribuirea gazului în revers. Este posibilă prin rețelele interne ale Moldova Gaz? Întrebarea trebuie precizată. Ce înseamnă? De unde? Da, de unde? Dacă vorbim despre gazoductul Iași-Ungheni, care am vorbit nu, mai devreme. Păi el nu e funcțional acum. El nici deci nu poate fi vorba. El când va fi dat în exploatare, acolo nici nu este stație de pompare acum, de stație de compresare. Dacă revers asta ce înseamnă? Asta înseamnă că este stație de compresare care face compresia într-o direcție și revers asta să fac compresia în direcție invers. Aici nu e nicio stație de compresare, nici putem vorbi de revers. Adică deocamdată reversul când vorbim de revers, vorbim de stația de compresare de la Drochia, deci care era creată pentru a pompa, a contribui la pomparea gazului din înspre Bogoroceni și la fel putem cu ajutorul acestei stații, din cât înțeleg eu, asta trebuie să confirme domnul Tonu, dacă ucrainenii creează presiune
și pompează gazul în regim de revers înapoi înspre Republica Moldova pe țevile este cu ajutorul stației de la Drochea să-l repartizăm consumatorilor din Republica Moldova. Și asta a fost o soluție tehnică realizată încă în anul 1998, care a salvat situația pentru alimentarea cu gaze a municipiului Chișinău mulți ani la rând, până când a fost pus în funcțiune conducta Tocuz-Căinar-Mireni. Da. Care a făcut o interconexiune între culoarul tehnic de tranzit în Europa de Sud-Est cu municipiul Chișinău. Mai am o întrebare. În anul 2009, criza gazelor ruso-ucraineană a influențat și scumpirea petrolului la bursele internaționale. Am găsit o statistică pe sursele externe. Din aceste considerente, poate fi afectată piața de combustibil din Republica Moldova? Pentru că piețele internaționale sunt sensibile la astfel de crize. Nu, noi avem piață. Credeți-mă că din cauza faptului că între Ucraina și Rusia a fost în 2009 o neînțelegere în ceea ce ține de gaze, asta nu a fost principalul factor care a influențat prețurile la produse petroliere pe bursele principale. Vorbim de Plaț, vorbim de Roma, vorbim de New York, dacă de zona noastră Roma, Londra. Dar întrebarea e, sunt două chestii separate. Cu gazul, deocamdată, până în toamnă, până crește consumul, noi suntem ok, putem să ne menținem sistemul. Timpul ăsta trebuie utilizat ca să ne facem planurile de acțiuni și scenariile în cazul în care se întâmplă scenariul cel mai negativ, deci sistarea livrărilor pe culoarul de tranzit din care să nu putem prelua consumul necesar nou. Deci scenariile astea trebuie pregătite inclusiv discuțiile cu Gazpromul pentru prelungirea contractelor pe anul viitor, pentru că, iarăși, după cum am menționat, ultimele 3 luni din anul ăsta va fi doar campanie electorală și nu prea va avea cine discuta. Deocamdată nici nu s-au menționat careva scenarii. Asta își spun. Aceste lucruri, acum trebuie să... Deci, centrul preocupărilor instituțiilor de stat care sunt vizate, deci cu securitatea energetică, asta ar trebui să fie. Inclusiv discuțiile cu partea ucraineană, în caz dacă se întâmplă scenariul mai prost, au ei gaz înmagazinat, dacă au, sunt disponibili să-l ofere în regim de revers, în ce volum, care vor fi condițiile. Deci toate lucrurile astea trebuie pregătite, discutate de pe acum, pentru că, iarăși revin, în noiembrie, decembrie, n-a să aibă și ne discuta și a să fie cu mult mai frig. Domnul Mogureanu, ce soluții ar fi? Am discutat despre gazoductul Iași-Ungheni care rămâne la nivel de proiect. Aveți în vedere de soluții care ar asigura securitatea energetică? Sigur. Nu, securitatea energetică este o noțiune foarte diversă, foarte complicată și foarte multilaterală. Depinde nu doar de livrarea continuă a gazelor naturale sau prezenței, depinde și de funcționarea echipamentului, ceturile dacă sunt reparate, întreținerea. Dar dacă ne referim aici avem la nimic sistarea livrării de gaze? Eu soluții de imediate. Că în cazul în care va fi sistată livrarea gazelor naturale, eu cred că nu total, dar parțial totuși. Se va reduce consumul lunar acolo, să admitem, de 2 ori. S-ar putea de ceturile să reducă puțin consumul, producerea energiei electrice și energia electrică fie compensată prin importul de la Cuciurgani. Pe de o parte. Pe de altă parte, Cuciurganiul tot pe aceeași conducte. Și Cuciurganiul nu merge. Cuciurganiul are grupuri... Poate. 35 de ani a lucrat doar pe carbune, utilizând gaze naturale pentru tehnologia de aprindere. Așa că există posibilitatea ca ceturile să reducă. Evident că populația va reduce. Evident că vom avea rezerve de păcure. Cumva vom întinde așa 2, 3, 4 săptămâni, poate o lună jumătate, dar
Dacă nu este gazul, nu este gaz. Ce să faci? Sunt două chestii separate, eu cred că noi vorbim. Una, sunt soluțiile imediate în caz de criză. Despre asta ați întrebat dumneavoastră, da, în principiu. Deci în caz de criză, soluțiile imediate, nu putem vorbi de Iași-Ungheni, nu putem vorbi de alte chestii. Astea sunt chestii de perspectivă lungă. Astea sunt chestii care vor lua ani de zile. Nu putem vorbi despre, acum e foarte, spunem așa, o temă importantă, de încălzirea pe biomasă, care ar putea fi eventual chiar și mai ieftin decât încălzirea pe gaz. Dar este și asta o perspectivă. Exact, dar asta nu poate fi, nu poate fi făcută toate satele sau prin nu știu salt. Ce, da. Brusc, anul ăsta, haide și le-o întrece la biomasă. Asta e imposibil. Deci, asta sunt procese care iau ani. Deci, e una ce rezolvăm noi acum în caz de criză, asta sunt soluții de criză, și cu totul altceva, discuția despre strategie energetică, despre care a fost aprobată, și acolo este, apropo, este și de energie regenerabilă, este și despre biomasă, este despre tot. Lucrurile astea trebuie implementate pentru ca, pe termen lung, să ne micșorăm dependența de factorul extern. O soluție, sau mai bine zis, în Europa, chiar dacă o mare parte este dependentă de gazul importat, o cotă din piață care este în creștere o dețin producătorii de gaze naturale lichefiate. Este și asta o diversificare. Cum putem implementa asta în Republica Moldova și în general, dacă putem? Deci utilizarea gazelor naturale lichefiate poate fi folosită doar în cazul în care dispunem de niște instalații speciale. Probabil pentru convertarea gazului lichefiat în gaz natural. Sau poate e altă... Ceea ce spuneți dumneavoastră, vorbiți de gaz natural comprimat? Nu, eu vorbesc de gazul lichefiat, da. Nume de gazul lichefiat, dar gazul lichefiat, probabil, care vorbea este propan-butan. Exact. Exact. Eu de asta și vorbesc. De asta și vorbesc. Instalații de acest gen sunt utilizate pe larg în Austria. Dar el necesită investiții considerabile și nu este real pentru Republica Moldova. Altă situație care poate fi folosită în Europa și iarăși este problematică pentru Republica Moldova este gazul natural comprimat. Sau gazul natural, poate fi gaz natural lichefiat, care se transportă cu ajutorul tancurilor maritime și astfel de stații pentru obținere, pentru recepția gazelor naturale comprimate sunt construite în Grecia, în Turcia, în alte țări care... Da, acum o construiesc. Pentru Republica Moldova, iarăși, este problematică utilizarea acestei soluții. Deci, o situație promptă pentru rezolvarea a unei eventuale situații de criză este crearea unor rezerve de combustibil alternativ pe o perioadă, să zicem, rațională, rezonabilă. Deoarece, după cât înțelegem noi, criza nu poate să dureze toată iarna. Că e legat foarte de mulți factori și de decizii și oricum, într-o perioadă foarte scurtă, nu 10 zile, 15 zile maxim. Dacă s-au făcut careva calcule reieșind din consumul populației, spre exemplu, pe timp de iarnă, atunci când este mai mare, de ce rezerve ar trebui să dispună țara noastră pentru a face față o zi, o săptămână sau o lună? Nu sunt sigur că calculele respective cei de la Moldova Gaz le au. Problema e că nu există spații de stocare, ceea ce s-a vorbit până acum. Adică cei de la Moldova Gaz pot să vă spună cu precizie cât se consumă gaz în perioada de iarnă și fiecare lună. Întrebarea e altă. Întrebarea e, noi nu avem spațiu de magazinare, respectiv, chiar și dacă, adică, chiar și dacă noi știm cât consumăm, dacă nu-i gaz în conductă, el nu are de unde apărea din altă parte, că spațiul din magazinare noi. Dar aș vrea să știi dacă sunt făcute careva calcule, spre exemplu, cât sigur, ar fi nevoie pentru rezerve. De, noi dispunem absolut de toate calculele, diferite variante de alimentare combustibilă a consumatorilor Republicii Moldova. Este de vorbit mult despre asta. Pentru realizarea acestor planuri mai durează, mai trebuie ceva timp. Sigur că în toamnă planul care se acum se discută în cadrul Ministerului Economiei, el va avea și o bază oricare.
Autoritățile sunt mai calme privind criza din țara vecină. Ce recomandări ați avea pentru autoritățile noastre? Ar trebui să avem planuri de rezervă pentru consumatori, ca să fie sigur, pentru că există o frică, există un stres urmărit. Eu aș înainte de răspunde la această întrebare, aș reveni la consumatorul casnic. În structura consumului gazelor naturale, undeva vreo 35 sau 38% din gaze naturale total consumate de Republica Moldova se consumă de consumatorii casnici. Din aceste 38 sau 35%, undeva vreo 80% pentru încălzire. Sisteme individuale de încălzire. Și evident că categoria aceasta de consumatori, în cazul în care vor fi volumele sau livrările către Republica Moldova de gaze naturale limitate, categoria aceasta de consumatori va suferi. Și ține de cealaltă pătură, de componenta consumatorilor casnici care utilizează gaze doar pentru pregătirea hranei, ei sunt mai liberi în alegerea soluțiilor. Și eu sunt de acord cu domnul Tonu că criza, dacă în cazul în care e cumva va apărea, nu va dura mult, o săptămână, două, și consumatorii casnici care se încălzesc de la sisteme centralizate sau case individuale care se încălzesc de cărbune, din lemne, din pileți, vă zic că vor ieși din situație. Categoria aceasta va fi afectată, evident, mai tare, mai pronunțat, că vă imaginați în perioada de iarnă un cotej acolo pe două niveluri cu tavane de 3 metri, și vă zic, cu geamuri și se încerc să încălzești cu... Ce ar trebui să facă guvernul? Eu sunt sigur că ei cunosc acolo foarte bine ce trebuie să facă. Alt situații nu sunt sigur că să spunem, în mare măsură se preocupă de această întrebare. Asta este și problema. Cum ar trebui să se preocupe? Ce soluții? Se vede că sunt informați cu mult mai bine și sunt sigur că sistemele sau limitările acestea nu vor avea loc. Dar oricum rezervoarele trebuie să fie pline. Oricum. Eu spun așa, eu sunt departe de gândul că soluțiile care le-am discutat noi astăzi, așa destul de superficial, nu le cunosc cei din care iau decizii în instituțiile publice. Eu sunt sigur că ele sunt cunoscute. Nu e nimic, noi n-am discutat ceva nou sau ceva informat secret. Altceva e că eu cred că ceea ce lipsește la moment este comunicarea. Deci aceste lucruri trebuie comunicate. Uite, ieri, atunci când imediat după ce a fost deconectat, asistată, deci livrarea volumelor care sunt țin de Ucraina, așa, Ministerul de Economie, Departamentul de Energie din Ucraina, din România, a dat un comunicat de presă, imediat, la câteva ore. A dat un comunicat de presă. Uitați-vă care e situația la noi. Atâtea sunt volumele care noi le extragem, astea sunt volumele care se consumă. Noi deocamdată ne acoperim volumele, acum probleme nu vor fi. Deci exact ce am discutat și noi astăzi. Doar că aceste lucruri, în mod normal, ar fi bine să vină, să fie informată populația de către instituțiile publice. Să vină cu un mesaj, uitați, până atunci situația este sub control, între timp noi ne facem scenariile, gândim care sunt remediile, vă vom ține la curent cu chestia asta. O simplu comunicare. Nu există nimic complex, nu există, noi n-am inventat aici bicicleta să șezând în studio. Singurul lucru care lipsește poate este o comunicare mai bună. Eu, apropo, am văzut că Moldova Gaz a dat un comunicat de presă ieri după masă, dacă nu greșesc, a dat un comunicat de presă că situația se ține sub control, sistemul... Și ministerul a dat ministerul un comunicat după ce a fost asaltat de jurnaliști. Bun, întrebări. N-am văzut la minister. La Moldova Gaz am văzut comunicatul. Domnul Berzan, Institutul de Energetică, cu ce soluții imediate ar veni? Aici nu e soluție de cercetare. Să preocup de chestiile astea. Deci situația este, cred că are și un impact care politic deja s-a menționat situația. Deci este greu de făcut niște schimbări bruste între relațiile dintre Ucraina și
Gazprom, ori Federația Rusă, măcar că ele sunt într-un mod oricare, ele nu sunt așa de complicate. În principiu, asta este o situație pur economică. Este un agent economic, nafta, gaz, alt agent economic, Gazprom, deci ei trebuie să-și îndeplinească obligațiunile. Dacă e rău contractul, păi faceți niște pași să-l revedeți, să perfectați dacă s-au schimbat condițiile. Dar până este în vigoare contractul, părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiunile. Altfel nu obțin niciun fel de stabilitate. Asta e viziunea mea ca cetățean a Republicii și așa mai departe. Moldova Gaz și Gazprom, cât de stabil este această înțelegere pentru noi? Și dacă și doar care sunt acele forțe majore care ar putea permite sistarea livrărilor în contractul pe care îl avem acum semnat cu Gazprom? Deci contractul este credibil și se respectă de ambele părți. Noi nu am avut de-a rândul anilor careva divergențe pe marginea executării contractului de furnizare a gazului în Republica Moldova. Ceea ce ține de situația de forță major, deci contractul include prevederi care sunt stipulate în convenția de la Veneția, conform cărora părțile se eliberează de responsabilitate doar în cazul în care intervin circumstanțe care nu pot fi evitate. Domnul Barlicov, vă rog, pe final. Da, de obicei contractele în sine nu descriu toate situațiile de forță majoră, ele sunt descrise în convențiile internaționale, pur și simplu se face referință, exonerare de răspundere în cazuri de forță majoră. Pe final, ce aș vrea să spun? Eu cred că discuția care a avut loc astăzi este o discuție, o primă discuție la acest subiect, cel puțin la canalul dumneavoastră. Eu cred că a fost o discuție destul de, pe alocuri, haotică, pentru că am încercat să abordăm foarte multe probleme puse grămadă. Mă bucur că există această platformă ca să discutăm subiectele astea în mod profesionist mai departe. Cred că trebuie să le discutăm în continuu, nu doar atunci când apar situații de criză, dar să le discutăm așa la fundamental și ar fi de dorit să fie cu participarea și a instituțiilor publice, adică să fie aici prezent și reprezentantul Ministerului. Asta mi-aș dori, pentru că e interesul nostru a tuturor să avem un sistem energetic. Exact, un sistem energetic sigur. Pronostic. Da. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, atât pentru ediția de astăzi. Noi ne revedem mâine cu începere de la orele 20.